Gorjenii îndrăgostiți care au optat pentru pachete de vacanță au preferat să-și petreacă sfârșitul de săptămână în țară, bucurându-se de peisajele montane și de zăpada proaspăt așternută. Da, la sfârșitul acestei săptămâni foarte mulți tineri, gorjeni, merg în câteva stațiuni apropiate județului nostru, deci respectiv la Călimănești Căciulata, la aquaparcul acela minunat de la, de la Călimănești Căciulata, stațiunea Rânca și băile Herculane. Și nu pot să vă spun, în ultimul rând, merg și la Felix, avem câteva, un grup, în autocar care merge la băile Felix la sfârșitul acestei săptămâni. Bugetarii au primit vouchere de vacanță care pot fi folosite doar în țară. Foarte mulți tineri din ăștia vin și își concediile pe voucherele de vacanță care sunt vacanță, valabile numai în România. Mulți dintre bugetari au primit în această lună mai puțin la salarii, ceea ce a făcut ca vacanțele să nu mai fie o prioritate.